Bine v-am regăsit, domnilor, domnișoarelor și domnilor. Iată, astăzi avem un nou invitat în studioul Oltenița News TV. Pentru cei care îl știu, este Ionel Aurelian Cotoban, un prieten al nostru, un prieten bun al postului nostru Oltenița News TV și un corespondent al nostru în comuna Chirnogi, cel care, într-adevăr, ne mai ține din când în când la curent ce se petrece ca activitate culturală și de orice gen pe teritoriul administrativ al comunei Chirnogi. Dar astăzi l-am invitat pe domnul Relu Cotoban, cum îl cunosc prietenii, pentru un alt lucru. Relu astăzi nu mai este corespondentul Oltenița News TV și este un autor de carte. Bine ai venit, Relu, la noi în studio. Bună ziua, bine v-am găsit. Relu, iată, am în față un volum de-al tău care se cheamă Ortodoxia fără frontiere. O să-l arăt eu la camera acum să se vadă. Uitați-l, domnilor. Deci, se cheamă Ortodoxia fără frontiere, pelerin pe ambele maluri ale Dunării. Relu, vorbește-ne puțin de această carte a ta, de unde ți-a pornit ideea, de unde ți-ai adunat materiale, pentru că e o carte foarte, foarte instructivă pentru cei care, într-adevăr, doresc să se informeze în acest domeniu bisericesc, ca să zic așa, sau duhovnic, cum vrei tu, dacă greșesc să mă corectezi. Te rog. Da, mulțumim. Este cea de-a doua carte pe care am scris-o. Aici este, de fapt, o culegere de articole care au apărut de-a lungul timpului în presă, în diverse, începând cu... De ale tale sau... Numai articole scrise de mine, de tine, colaborare da. Cu Radio TV Oltenița, cu un alt... din mass media cu tu revista. Colaborezi și cu bulgarii. Da, bineînțeles. Și în Bulgaria s-au dat tot felul de interviuri, au apărut articole în ziare, dar în România am corespondat cu revista care e laică, dar se numește Lumea Credinței. Și toate acele articole care au apărut cu ocazia diverselor evenimente s-au călătorit, de aici și numele acesta, pelerin pe ambele maluri ale Dunării, călătorii din acestea care se încadrează atât în sintagma de excursie sau în sintagma de pelerinaj în țară și mai cu seamă în Bulgaria, de aceea este pe cele două maluri ale Dunării, toate aceste călătorii, mare parte dintre ele s-au lăsat cu câte un articol scris la vremea respectivă și le-am adunat într-o culegere, într-o antologie, să rămână pentru posteritate, pentru că sunt acțiuni ale celor din Chirnogi și nu numai și a celor din Oltenița. Noi avem o foarte bună colaborare. Văd că ai și articole în limba bulgară în partea a doua a cărții. Da, ți-ai sesizat foarte bine, așa este. Ne-am gândit că la această carte s-ar cuveni să, pentru că noi avem, cum se știe foarte bine, localitatea Chirnogi este înfrățită da, cu municipiul Tutracan. Avem colaborări deosebite atât cu centrul administrativ de la Silistra, al județului Silistra, de care aparține localitatea Tutracan, cât și cu celălalt centru administrativ din punct de vedere duhovnicesc, cum a spus mai devreme. E vorba de localitatea Tutracan, este în subordonarea administrativă a eparhiei, a mitropoliei de Ruse. Și în felul acesta noi avem o colaborare pe toată linia aceasta Dunării de la Silistra până la Ruse și ne-am gândit ca cititorilor și prietenilor noștri din Bulgaria să le oferim și posibilitatea să fie, de adevărat nu este tradusă toată cartea, doar articolele care se referă strict la evenimente petrecute în Bulgaria, numai acele au fost traduse. La unul dintre aceste evenimente v-am însoțit și eu ca ziarist, ți-o minte, și dacă nu mă înșel eu, ați înființat acolo, sau mai bine zis, a sfințit două troițe. Una mi se pare că în ruse și una, nu mai știu unde, numele bulgăresc îmi scapă, că nu sunt prea stăpân. Poate mă ajuți tu. Sau... Cum să nu? Așa este. Vorba, comunitatea din Chirnogi a reușit să ridice în semn de prietenie, în semn de colaborare și în semn de
de legătură spirituală chiar foarte puternică, trei troițe. Una este în curtea Mitropoliei de Ruse, da, între timp de la vizita dumneavoastră și ne ați mai făcut una fără mine. Exact, da. Una este ridicată în curtea Mitropoliei din Ruse, chiar la intrare, așa, într-o poziție destul de interesantă. Chiar în și, stânga. În da, stânga, da, da. Și ne bucurăm că de fiecare dată chiar oameni din Giurgiu fiind înfrățit cu municipiul Ruse, cum ar fi și episcopul Giurgiului, preasfințitul Ambrozie, remarcă și spune aceasta e troița românească, dar este ridicată de către chirnogeni. Deși noi nu avem treabă cu Giurgiu, totuși ne apreciază și ne bucură lucrul acesta. A doua troiță este ridicată în curtea Mitropoliei din Mitropoliei Durustorumului din Silistra de astăzi și a treia, bineînțeles, în parcul din Tutracan și vreau să, pentru că ați ridicat foarte bine această problemă, vreau să și să mulțumesc pe această cale pentru că sunt convins că această discuție a noastră, acest interviu, cum vreți să-l numiți, va ajunge și va fi văzut și ascultat, mai ales de cei care cunosc limba română și în Bulgaria. Și vreau să mulțumesc pe această cale Consiliului Municipal Tutracan și domnului primar, doctorul Dimitar Stefanov, care a acceptat cu asentimentul tuturor consilierilor să se ridice o troiță în spațiul public, având în vedere că Tutracanul are și o comunitate turcească de altă religie și deputații turci au votat pentru ridicarea acestei troițe, socotind-o un semn al prieteniei româno-bulgare, un semn al prieteniei dintre Chirnoci și Tutracan. Eu mai sunt așa curios ca ziarist, am văzut aici că a vorbit despre tine foarte frumos, a făcut o prezentare domnul Răzvan Bucuroiu, directorul editurii Lumea Credinței, dacă nu mă înșel. Da. Deci a vorbit cu, are cuvinte frumoase despre tine. Ce spune Răzvan Bucuroiu? Acum îl citez. Primit excelent de arhipierii bulgari, de către preoții sud-dunăreni, ca un ambasador deosebit de interesant al creștinismului ortodox comun, fratele Relu Cotoban, așa cum îl anintem noi în redacție, este un argint viu. Din acest motiv ne este foarte drag, iar faptul că îi tipărim acest volum de scrieri din pelerinaj arată prețuirea pe care o purtăm noi, dar și efortul personal făcut cu timp și fără timp, cu bani și fără bani, cu zâmbete ironice pe la spate sau cu încurajări deschise pe față. Cred că domnul Răzvan a surprins chiar toată situația cărții tale, că eu am vrut să te întreb și te întreb totuși ca un ziarist, pentru că am o curiozitate. Cine a finanțat apariția acestei cărți? Da. Pentru că orice carte, într-adevăr, la orice tipăritură, nu cred eu că tipăritura se face numai pe oi frumoși. Se face și pe bănuți. Aveți dreptate și mai ales că s-a dorit această carte să fie o carte, un fel de album ilustrat, o carte scoasă... Are într-adevăr poze color, invit pe... Mă scuz că te-am întrerupt, pentru că i-a adus aminte, e ilustrată extraordinar de frumos această carte, dacă o să aveți curiozitatea să o răsfoiți. Da, în condiții grafice de excepție, pe hârtie de calitate, fotografie de calitate... Într-adevăr, a spus așa degetul pe ran. Pentru că știu că pentru un scriitor sau pentru un autor de orice gen, orice domeniu al scrierii, problema financiară e spinoasă. E foarte spinoasă. Mai ales că în această carte ideea principală a fost promovarea României, promovarea localității Chirnoci și promovarea acestor relații transfrontaliere. Vorbim despre Europa, despre Europa culturală, despre Europa comună și sunt atât de multe proiecte transfrontaliere și în primul rând trebuie să te ai bine cu vecinii. Asta este o regulă pe care o știe oricine și noi, într-adevăr, căutăm să facem acest... Iar biserica este un mijloc de apropiere între neamuri, cum exact. Și deși s-a făcut promovarea localității Chirnoci în diverse evenimente, chiar și în acela în care, despre care ați amintit că ne-ați însoțit, comemorarea și sărbătorirea totodată a centenarului, împlinirea 100 de ani de la cumplita bătălie, care a fost dureroasă pentru noi, dar trebuie să învățăm din greșelile istoriei, asta ca o paranteză, a bătăliei de la Turtucaia, cum s-a numit în am epocă. Am vizitat și muzeul. Exact, ați fost alături de noi la toate manifestările făcute între comune, între cele două primării, a municipalității Tutracan și a localității Chirnoci. Deci, repet,
regret puțin, chiar dacă poate nu ar fi trebuit să spun lucrul ăsta, dar îl spun ca o constatare, că deși s-a făcut o promovare a localității Chirnoci, totuși nu am primit, nici nu am solicitat, trebuie să spun adevărul, nu am solicitat sprijin financiar. Cartea a apărut cu, și mulțumesc încă o dată pe această cale, poate chiar alții vor zâmbi, dar ăsta e adevărul, a apărut cu sacrificiul, chiar așa termenul e bine ales, al mamei mele, deci din pensia mamei mele, dânsa a reușit să strângă sângă suma necesară. Da, o sumă destul de importantă a fost, pentru că s-au editat un număr destul de mare, 1000 de cărți. A reușit să acopere întreaga sumă? Da, a acoperit întreaga sumă. Și atunci, cum spuneam și cu alte ocazii... Dar te întrerup, tot curiozitatea de ziarism mă face să... Rentabilitatea cărții, adică din vânzare s-a acoperit ceva din cheltuială? Din vânzarea cărții, acum s-a ajuns și la o modă, e bine, e această curiozitate de ziarist, așa mai, în ghilimele, mai incisivă, face bine câteodată. Trebuie să facă bine, pentru că cred eu că nu te vei opri numai la cartea asta și pe viitor. Cu siguranță, o să abordăm și subiectul ăsta puțin mai târziu. Trăim într-o epocă în care se tipărește foarte mult, într-o epocă în care, din păcate, se citește mai puțin, dar pot să spun și un lucru. Într-o epocă în care oamenii au ajuns datorită a unor sponsorizări, au ajuns să aștepte să primească o carte în dar și nimeni nu mai dorește să mai cumpere. Eu am fost ajutat, culmea este, de turiști, de oameni de la București care au fost interesați de carte și am reușit să vând, eu știu, un 10% din acest tiraj de 1000 de exemplare, culmea celor din București, dar celor care ar fi trebuit să fie primii interesați din România, nu s-a întâmplat să... Poate, Relu, nu ai făcut nicio promovare bună, zic eu, a cărții, pentru că orice carte apărută pe piață, dacă n-are o promovare în presă, poate îmi fac și eu mea culpa că nu te-am invitat mai demult. Poate după apariția ta acum și lumea va afla, pentru că vor afla mai mulți, poate vei avea ceva cerințe mai multe pentru a cumpăra cartea și le-am trezit curiozitatea celor interesați. Cu siguranță și vă mulțumesc pentru această invitație. Domnule Codroban, sau Relu, cum îți spun eu, ca prieten. Așa trebuie. M-a interesat această carte a ta. Mie unul mi-a trezit curiozitatea, am răsfoit-o, recunosc, n-am citit-o toată, am răsfoit-o și am spircuit, cum se zice așa, din ea. Nu cred că va rămâne fără urmări în... Bănuiesc eu sau mă înșel? Nu vă înșelați, chiar n-am discutat înainte lucrul acesta, de fapt n-am discutat nimic, doar am venit și imediat m-ați... Te-am pus pe scaunul în suferință. Da, cum îl numiți dumneavoastră. Am în lucru două cărți care sper cu ajutorul Dumnezeu să iasă cât mai curând, sperăm. În ce domeniu? Tot domeniul acesta laic? Nu, am schimbat puțin așa tema. Haideți să dezvoltăm subiectul, să ne prezentați. Înțeles, dacă doriți. Ne trezești curiozitatea, să vedem. Va fi o carte în care se va vorbi despre tot ce înseamnă arhitectură, stil arhitectural, clădiri de epocă, patrimoniu, toată doare problema aceasta a patrimoniului, mai ales pentru administrații locale, care tot timpul caută să mai treneze puțin această problemă a patrimoniului. Până la urmă eu am pus întrebarea, dar cei care, generațiile de astăzi, generațiile care vor veni după noi, vor ști într-o localitate, poate să fie Oltenița, Chirnoș, București, oricare, vor ști care... Această clădire, noi ne aflăm într-o clădire aici, da? Este o clădire de patrimoniu, o clădire care are peste 100 de ani. Când a fost construită? De cine a fost construită? Care a fost rolul ei? Care este, în scurte cuvinte, istoria ei? Până la urmă, așa cum oamenii au o poveste a lor proprie, așa și clădirile, doar că nu au voce, nu au glas și atunci trebuie să găsească cineva, sub pana cuiva, pana descrisă a cuiva, să se găsească cineva să spună această poveste ca să poată să fie transmisă. Până la urmă nu știe nimeni cine a scris legenda Babei Dochia, legenda meșterului Manole, folclorul popular, dar totuși ele au venit din veacuri peste până în ziua de astăzi și astăzi o socotim baza literaturii noastre române. E, așa
mi-am pus problema, totuși, chiar dacă localitatea Chirnogi este o localitate mică, dar este cea mai mare localitate rurală din județul Călăraș, este o localitate fără sate, o localitate compactă, foarte urbanizată, o localitate cu care județul Călăraș, și să nu fim lipsiți de modestie, se mândrește. Și am zis că trebuie acele puține clădiri pe care le avem de patrimoniu, ar trebui și ele să fie promovate. Și atunci am pus în oglindă localitatea cu care suntem înfrățiți. E adevărat, acolo vorbim de un municipiu, Tutracan, Turtucaia, cum denumirea aceasta noi o evităm puțin pentru că e denumirea turcească și folosim denumirea oficială, denumirea bulgară de Tutracan. Dar nu e greșită nici una, nici cealaltă. Vor fi în oglindă clădiri de patrimoniu. Dacă un turist, dacă un bulgar vrea să vină în Chirnogi, el poate nu știe ce să viziteze, unde să uite, ce clădire este mai interesantă. Dacă un turist român vrea să meargă, să treacă, uite, pe la Olteniță, aici o să faceți un punct din ăsta de trecere, am înțeles că este în discuție, de trecere cu feribotul se va înlesni foarte ușor această trecere între Oltenița și Tutracan. Poate e cineva curios ce să viziteze prima dată în Tutracan. Atunci, în cartea respectivă, vor fi prezentate principalele obiective. Deci, va fi o carte în oglindă, va prezenta două comunități locale, Chirnogi și Tutracan, dar pe parte de istorie, pe parte de arhitectură și exact ce a spus dumneavoastră, că facem astăzi o promovare a cărții, facem o promovare a celor două localități. Ascultându-te pe tine, Relu, acum eu făceam o paralelă fără să vreau, pentru că ai spus că vei scrie o carte care va face o paralelă între teritoriul românesc și Tutracan. Același lucru l-a făcut și regretatul domnul Paul Amu în monografia sa, în care într-adevăr a prezentat și din România și din Tutracan o monografie a localității Oltenița, cum era pe vremuri, înainte de 40, când s-a făcut atunci împărțirea. Deci, un lucru bun, eu o să știi că aștept cu interes primul tău volum și al doilea volum, că ne-a amenințat cu două, așa, ghilimele cu amenințat. A doua carte va fi o carte, deși nu sunt specialist, cu câteva luni înaintea dumneavoastră, mi-am luat un interviu în ziarul de dimineața de ruse. Și m-a amuzat, a fost o doamnă redactor care mi-a pus câteva întrebări. Și mi pare că interviul ți l-a luat în Bulgaria, era acolo, l-am văzut. Mi se pare că ți l-am difuzat pe Radio Oltenița, nu mai țin minte. Nu, a fost scris în ziar. Da, ai fost și filmat, ai avut și o filmare acolo. O altă filmare, da. Nu care vorbim a fost de același da, nu. Și doamna aș începea așa articolul în ziar, chiar amuzant, și interesant, și amuzant. Cine este Relu Cotoban? Nu este nici lingvist, nu este nici profesor de limba și literatura română, nu este nici specialist în domeniu, este un simplu diriginte de poștă și un iubitor, un colaborator al acestei, un om care vrea să cultive această prietenie româno-bulgară. Cartea respectivă va fi un abecedar care se va adresa copiilor de la 5 ani la 99 de ani. Deci, o place care foarte... Care mai apucă 99 de ani. Care mai 99 de ani, da, în vremurile de astăzi. Așa este. Se va numi Abecedar Bucvar. Este într-o formă destul de avansată de redactare. Se va numi Abecedar Bucvar. Vor fi prezentate, așa vă spun succint, vor fi prezentate... apariția alfabetului în limba alfabetului latin și folosirea el da, în română, în spațiul românesc între cele trei țări, provincii istorice mari și celelalte de-a lungul istoriei, apoi apariția abecedarului, ca o curiozitate, vă divulg acum în premieră din secretele acestei cărți, primul abecedar bulgar pentru bulgari a fost tipărit în România, de un doctor, de un medic, deci iarăși, fără un profesor de literatură, nicio legătură, entuziaști. Da.
E adevărat că noi nu suntem specialiști și nu ne vom ridica niciodată la nivelul unui specialist, a unui profesor de limba și literatura română, nici nu contestăm așa, a unui lingvist, dar facem și noi ce putem, deschidem o poartă, așa a făcut și acel doctor Peter Beroni, care a tipărit primul abecedar al bulgarilor, care se numea Abecedarul Peștilor, l-a tipărit în România la Brașov. Și iată acum ceva similar apare tot în România, dar mi se va apărea la București cu concursul nostru celor din Chirnogi. Abecedarul va prezenta, pentru că nu toată lumea, mai ales generația tinere, nu mai fac astăzi la școală limba rusă, deci nu mai au acces la alfabetul chirilic, exact, și pentru că se duc foarte mulți în practică, turismul tranzitează Bulgaria spre Grecia, spre Turcia, spre alte zone, se duc pe litoralul bulgăresc sau nu numai, foarte e bine cineva români, da, să știe un indicator, să te poți pe o hartă, să te poți uita pe o hartă, să poți un meniu care nu e în limba, este scris cu alfabet chirilic, să te ajute puțin. Nu ne apucăm acum să facem să învețe cineva limba bulgară, doar e o mică prezentare a alfabetului. Și am pus o literă românească, o literă latină, corect, și o literă chirilică. Am zis că și pentru cei mici să le fie foarte ușor, am pus și desene care sunt specifice unei asemenea cărți, unui abecedar, dar am pus și, am zis, domnule, cum e mai ușor? Am descoperit că există, atât am descoperit eu, sunt convins că sunt mult mai multe și specialiștii pot să lucreze mai departe. Chiar am vorbit, din păcate am avut discuții mai aprofundate și mai interesat este partea bulgară decât partea română. Partea română e așa puțină tăcere, poate după interviul de astăzi lucrurile se vor mișca puțin. Am descoperit că există 500 de cuvinte care au aproape aceeași formă comune în limba română cu limba bulgară. Caisă în limba română, caisia în limba bulgară, vișină în limba română, vișine în limba bulgară. Și ele sunt foarte, foarte multe. Răsad, deci multe sunt cu aceeași formă. Și am zis, dacă la o primă lecturare a cititorului, acela va răsfoi cartea și va citi acele 500 de cuvinte, și își va da seama că la prima vedere, domnule, limba bulgară e foarte grea. Așa zic și ei despre limba română, că e foarte grea, cum și noi. Este foarte grea și e complicat să înveți. Și atunci, numai citind de două, trei ori aceste 500 de cuvinte, îți dai seama, domnule, ce lexic cunosc. Uite, astăzi știam că nu cunosc nimic din limba bulgară și peste câteva zile am constatat că eu cunosc de fapt 500 de cuvinte. De când mă voi duce în Bulgaria, am un bagaj lexical de 500 de cuvinte, care este o bază de pornire. Și ăsta va fi subiectul. Vor fi prezentate cele două alfabete în paralel, istoria apariției alfabetului și a abecedarului român de la Creangă și așa mai departe, când au fost primele texte în limba română, adică facem și o puțină. Eu, Relu, aveam informații că la voi în comună se făcuse chiar și un cer de învățare a limbii bulgare. Da, a spus iarăși, numai subiecte din acestea mai dureroase. Păi nu știu dacă e dureros, eu am informații și vreau confirmări, cum să da, spun. Am, cum să mă împrimiți? S-a început și din păcate s-a renunțat la această idee. De ce? Care e cauza motivului? A fost așa trecerea de la, știți, campaniile electorale, ele sunt necesare pentru că asta este politica, dar politica asta între trecerea de la un mandat al administrației locale la celălalt mandat, de regulă se produce o mică ruptură. A fost campania electorală de acum aproape 4 ani și nu s-a mai, deși a existat aceeași echipă, în aceeași formă, n-a mai existat nici interesul, nu pot să spun că n-a mai existat interesul cadrelor didactice, că aș greși. Pot spune că nu a fost foarte bine promovată această idee. În primul rând, că se știe foarte bine, ca să înveți o limbă străină, că ți angajezi un profesor meditator, că îți vei cumpăra niște cărți sau niște cursuri mai complexe cu audio sau video, toate ajungem la, iarăși la bani.
Costă, aici a fost un curs prin relația noastră de prietenie organizată de către primăria Chirnoș, care ne-a ajutat pe partea doar de transport al cadrelor. N-ați colaborat, sau pe mine zis, colaborat e cuvântul, sper că nu greșesc, și cu ambasada Bulgariei, care au acolo specialiști. Am avut o discuție, pentru că noi am fost invitați 2 ani de zile la Ziua Națională a Bulgariei, la ambasada. Acum sperăm ca la lansarea acestei cărți, la care dumneavoastră sunteți primii invitați, ca fiind de-ai casei. E ce onoare pe noi! Da, sunteți de-ai casei, sunteți din familia noastră, Radio TV Oltenița, și familia noastră, celor din Chirnoș, și ne bucurăm să subliniem acest lucru. Va fi invitată și ambasada Bulgariei. Noi sperăm totuși să demarăm, dacă totuși se vor mișca lucrurile puțin mai bine în această primăvară, adică cadrele didactice din Chirnoj vor strânge un corp de un grupuleț de copii care să fie de minim 20 de copii. Reluăm aceste cursuri gratuite. Este imperios necesar ca un copil să știe engleză, să știe germană, să știe franceză, să știe, suntem într-o țară europeană, dar e bine să știm și limba vecinilor noștri. Sunt foarte multe joburi, sunt foarte multe oportunități de afaceri chiar, în care este salutar folosirea limbii țării respective. Să știți că, din păcate, foarte mulți bulgari cunosc limba română chiar la perfecție. Din păcate, numărul celor care sunt din țara noastră, din România, și cunosc limba bulgară este foarte mic. Asta e. Ce vreau să vă întreb acum în încheierea interviului nostru, domnule Relu, unde pot găsi doritorii volumul acesta al nostru, pe care o să-l mai arăt încă o dată la cameră? Ortodoxia fără frontiere, de Ionel Aurelian Codoban. Da, mă pot contacta sau mă pot contacta și prin mine la Radio Oltenița, dacă asta m-am gândit, la Radio TV Oltenița, și le dați numărul meu de telefon și le putem sau trimite. Dacă deci nu ați reușit să dați nicăieri cartea la vreo librărie, deci numai da, nici n-am încercat să vorbesc aici în Oltenița, la Hitica și aici. Da, poate să suntem în relații foarte bune cu domnul profesor. Bun, să așteptăm atunci primele semnale ale doritorilor care doresc să intre, după acest interviu, vor dori să intre în posesia acestui volum. Îi așteptăm aici la Radio Oltenița sau în Chirnoj la poștă. Exact. Bine, îți mulțumesc, Relu, pentru amabilitate. Și noi mulțumim.